Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar aceasta este o nouă ediție a emisiunii Orașul meu. Invitatul meu din această seară este domnul Cristian Dima, președintele ALDE Galați. Bine ați revenit alături de noi, domnule Dima. Vă mulțumesc de invitație, bună seara dumneavoastră și telespectatorii. Înțeleg că nu mai avem nevoie de parlament în România. Dacă este o hotărâre de guvern, este numai bine, putem să prelungim și starea de alertă, nu mai întrebăm pe nimeni. Știam că parcă era o republică în care parlamentul avea rol. Cred că mai avem un pic și nu mai avem nevoie nici de popor, că dacă ne finanțăm bine și scump, cel mai scump din Europa, cred că dacă eliberăm cu totul, știți cum erau, circula mult în bancă, ce popor, Doamne, îi dau, cam așa era și povestea, și este și povestea cu actuale guvernanții. Dacă se împrumută, au de unde cheltui, dacă nu e nici poporul în acest subiect, nu mai trebuie să dăm nici pensii, nici salarii, nici alocații la copii. Alocații la copii. Nu trebuie să mai facem nimic, atunci cu atât mai bine ne rămân nouă mai mulți bani. Uite ce se vede. E foarte simplu. Este sigur că gluma este glumă, dar nu s-a întâmplat în 30 de ani când democrația era poate... Dar au fost multe premiere de când avem acest guvern. Corect. Democrația în România a evoluat greu. Noi înțelegem că am fost contemporani cu această perioadă. Dar niciodată nu ne-am întors atât de acut. Poate exact că acum când sărbătorim 30 de ani de la mineriadă, poate suntem chiar într-o altă formă de mineriadă. E una mai soft, mai de catifea? Exact, exact. O mineriadă, o formă de dictatură care încerc să o implementez. Eu am spus-o și pe posturile naționale. Se pare că dorința de a conduce prin metode dictatoriale cu autocrație în loc de democrație în România a început să le placă mult prea mult actualilor guvernanți. Din nefericire, lucrurile nu pot continua pentru ei, din nefericire. Ceva trebuie să se întâmple pentru că mergem din rău în mai rău. Adică dacă am ajuns să toată Europa, toată lumea se gândește cum să relanseze toată economia și toată structura populației să revină la normal pe cât se poate cu restricțiile, să spunem, firești. Decente. Exact. Noi, pur și simplu, cum mai pot folosi un termen, ne ducem după fentă. Sigur că europenii par să vorbească despre pandemie, dar în același timp în zona pe care îi interesează muncesc acut și puternic pentru refacerea structurii sociale și a economiei țărilor lor. Este evident și în Franța și în Anglia, țări mult mai afectate de pandemia de coronavirus. Corect. Acolo se accelerează măsurile de relaxare. Relaxarea o putem numi, dar n-aș vrea să ne concentrăm pe ideea de relaxare, ne concentrăm pe ideea de relansare. Este extrem de important, pentru că nu relaxarea este importantă cât relansarea. Putem face, în general, ținuta obligatorie sau ținuta de protecție este folosită în multe domenii sau aș putea spune aproape toate domeniile de activitate au o anumită ținută de protecție, să spunem, mai puțin sau mai puternic în funcție de domeniul de activitate. Același lucru putem face și noi. Trebuie să relansăm. Nu înseamnă că nu ne comportăm destul de decent sau nu păstrăm limitele de a ajunge să ținem pandemia sau să ținem boala la distanță, cum s-ar putea spune. Dar important este să ne concentrăm asupra relansării, pentru că altfel va fi foarte greu să reintrăm în normal. Noi dacă încercăm să ținem oamenii depărtați emoțional, în primul rând, în afară de depărtarea fizică, depărtați social, este grav, pentru că capcana în care am intrat s-a discutat despre depărtarea socială sau depărtarea, nu este doar o problemă de depărtare fizică. Social, noi trebuie să fim foarte apropiați, trebuie să fim împreună cu toții, să înțelegem că România are un recul puternic în produs intern brut, recunoscut sau nerecunoscut de guvern, îngrozitor. Se întrec corporațiile și agențiile de rating să ne arate cât de tare suntem, sau instituțiile financiare, cât de tare suntem afectați ca țară. Dar au ieșit și studii, nu făcute de Guvernul României, pentru că poate există aceste date, dar nu sunt făcute publice în acest moment. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a venit cu studiu și studiul respectiv afirmă că PIB-ul României a scăzut cu 14,6% pe trimestrul al doilea față de trimestrul întâi din 2020.
2020, că producția agricolă este compromisă cu 30%, iar cea pe pom fructifer cu 70%, că 5.000 de spații de cazare se închid, că prețurile sunt crescute cu 6,7%, a doua creștere din Uniunea Europeană. În plus, continuă cheltuielile pentru măști și pentru... Exact, subiectele acestea le-am discutat. Cheltuieli de sute de milioane de euro. Încă o dată vin și ne confirmă, încă un institut, încă o universitate prestigioasă este cea care publică niște date. Cu siguranță guvernul are acces la mai multe, numai că nu vrea să țină cont de ele și nici nu le face publice, nu face publică. Dar se adună evidențele, domnule Timan. Se adună sărăcia în poporul român. Și atunci ce încearcă să facă guvernul Orban? Să ascundă sub preș toată această situație. Cu ce preț? Cu prețul scăderii nivelului de trai. Deci au mai făcut-o în 2017, ori revin cu ea acum. Trebuie neapărat să găsim o soluție, să temperăm acest avânt nestăvilit de a distruge nivelul de trai în România, pentru că el nu se construiește ușor. Mult mai greu este să revii pe nivelul de trai. Când vorbești că ai o creștere a prețurilor generale de 6,7%, nu o poți acoperi pentru o creștere economică aproape imposibil în condițiile în care nici nu poți să spui că ai ieșit din pandemie. Sigur că sistemul HoReCa este foarte afectat, dar nu este singura direcție care este afectată în România. Producția este afectată în România, nu și-a revenit. Serviciile, în general, sunt foarte afectate în România, nu-și revin. Investițiile străine nu-și revin. Capitalul uman este poate cel mai important, bulversat și aproape isterizat. Noi ne dorim, de fapt, să cuplăm toată economia, toată populația, să înțeleagă că este un moment extrem de dificil pe care la care trebuie să lucrăm cu toții și să punem umărul să reușim să ieșim din această situație. Se pare că guvernul își dorește doar să ascundă datele și ca populația să nu se implice în această activitate. Noi nu vom reuși singuri și câte unul în mod sporadic să refacem componenta economică a României. Nu o să reușească nici două, nici cinci persoane, nici un ministru care în general nu știe ce are de făcut să refacă economia României și să revenim pe creștere economică. În condițiile în care se arată foarte clar, cursul de schimb mai urmează să-și rupă capul și să ducă la vale, se pare că există și aici un atac asupra Băncii Naționale și asupra credibilității unor membri din... Vorbim despre Mucurițărescu și despre acuzațiile care au fost formulate, care ar fi fost colaborator al securității. Eu nu văd lucrurile atât de îngust. Eu nu văd doar atacul asupra lui Mucurițărescu. Eu văd este un atac important. Atacul asupra Băncii Naționale. Nu este primul. Atât timp cât ataci un guvernator care este cea mai, cu mandatul cel mai lung din România, poți indirect și tangențial să atingi inclusiv credibilitatea Băncii Naționale. Mie mi se pare extrem de grav. Corelate și cumulate toate aceste amănunte duc la o descreștere economică foarte gravă, la o cădere economică foarte gravă și în primul rând scade încrederea populației în factorul și în guvernare. Nu poți veni după 30 de ani să ocolești instituția cea mai credibilă, dar sigur că a încercat să fie decredibilizată, dar este cea mai credibilă instituția statului, pentru că acolo se întrunesc reprezentanții poporului, cei care au fost votați în mod democratic. Restul nu putem vorbi, guvernul nu este votat de întregul popor, este votat tot de același parlament prin reprezentanții săi. O altă caracteristică o are președintele României, dar se pare că nu există dialog. Nu își doresc să facă niciun fel de dialog între președinție, guvern, care președintele spune că e guvernul domniei sale, și parlament. Asta arată o anecare foarte grav. Poate fi eludat parlamentul? Eu cred că nu. Eu cred că nu. Constituția spune foarte clar. Starea de urgență, condițiile în care se... Starea de alertă nu este în Constituție. Nu, dar este mult mai gravă, să spunem, starea de urgență ca și componentă constituțională decât starea de alertă. Starea de alertă este așa, să spunem, o componentă intermediară, ca să nu folosesc un termen de găselniță. Este o componentă intermediară între starea normală și starea de urgență. Această stare de alertă nici într-un caz nu trebuia să fie luată de capul lor, dar se pare că le place această poveste. Știți, populației sunt arătate cifre care arată un număr crescut de infectări. Bineînțeles, cresc și testările.
De ce sunt folosite lucrurile în felul acesta? Sau sunt folosite lucrurile în scop politic? Este folosită pandemia și este folosit COVID-ul ca strategie politică? Așa se pare. Așa încep din ce în ce mai mulți români să-și dea seama de acest aspect. Repet, toate țările civilizate vorbesc de relansarea socială și relansarea economică. Noi vorbim de relansarea pandemiei. Testele se folosesc în general sau testarea se folosește în general în ultima perioadă pentru a influența populația, ca să nu spun pentru a o manipula, pentru a încerca să ne justificăm afirmația că ori suntem prudenți, ori suntem proști. Și atunci mă gândesc de când a verbalizat această formulă, pe ce voturi ne bazăm? Dacă o categorie a populației este prudentă și înțeleg să accepte să fie atentă și cealaltă categorie nu acceptă, înseamnă că ne bazăm pe voturile celorlalți? Că nu înțeleg. Adică să înțeleg că președintele și guvernul vrea să câștige în România cu voturile proștilor? Așa parcă aș face o analogie extrem de simplă. Dacă îi spui că toți oamenii responsabili trebuie să fie prudenți, tu când accepti și ții pe toți într-o isterie să nu vină la vot, atunci înseamnă că te bazezi pe voturile proștilor? Sunt foarte surprins pe... Și care am înțeles, am pus pe toți într-o categorie, dar aș vrea să-i definim mai exact care sunt aceștia. Domnul președinte, încerca să se scuze pentru această formulare. Da, știți cum e gura păcătosului, adevăr, greiește. Sigur că a încercat să spună, da, am greșit, am spus-o fără să analizez, dar de fapt aveam dreptate, știți cum e. O altă știre care bubuie astăzi este faptul că Partidul Social Democrat, prin vocea președintelui Marcel Ciolacu, propune în Parlament astăzi vot pentru reducerea cu 85%, impozitarea cu 85% a pensiilor speciale. Știu că am avut această discuție și la începutul săptămânii cu președintele Tăriceanu. Știu că noi ALDE suntem în acord cu această situație. Considerăm că, și nu am spus-o de acum, o spunem, mă bucur că a apărut în dezbatere mult mai clar și intră în dezbaterea Parlamentului, pentru că este absolut logic și corect. Pensiile trebuie să urmărească veniturile unui cetățean de-a lungul carierei sale profesionale. Nu poți vorbi despre pensia trebuie să fie oglinda ultimului venit lunar. Pensia trebuie să suporte, știu eu, ce majorări fulminante pentru că o persoană este mai specială decât cealaltă. Cred că acest aspect duce de fapt la o echitate socială. Noi toți suntem contributori la sistemul național de pensii și la pilonul 2 cel privat. Consider că în mod normal structura pensiei trebuie să țină cont de contributivitate și nu de elemente care pot fi interpretate ca speciale, ca deosebite. Nu cred că avem două categorii de cetățeni, cetățeni normali și cetățeni speciali. Și atunci cred că este firesc ca să echilibrăm această situație, pentru că această economie, cât o fi ea, că e mare, că e mică, trebuie să se întoarcă în componenta de sprijin social a României, către alocațiile pentru copii, către pensiile, echilibrarea pensiilor. Acum avem pensii de 700 de lei. Vor crește pensiile la 1 septembrie? Avem recomandări inclusiv din partea Băncii Naționale ca aceste pensii să nu crească? Eu nu vreau să știu acest subiect. Eu refuz să discut că nu ar crește pensiile. Eu consider că luminații parlamentari în acord, nu mi-aduc aminte prea mulți parlamentari care au votat împotrivă, au hotărât cum începând cu 1 septembrie pensiile să crească și procentul pentru care sigur că putem vorbi de influența pandemiei asupra economiei, asupra contributivității, asupra contribuției la sistemul național de pensii, o trebuie corelată, dar nu putem vorbi de 6%, 7% sau 10% cât se mai trezesc unii luminați care interesează de fapt, au interesul propriu în atunci când dețin un portofoliu de ministru. Cred că trebuie să ținem cont de voința populației atunci când ne trimit un parlamentar în Parlament și toate deciziile trebuie să urmărească voința populației. Dar se pare că actualii guvernanți nu vor să mai asculte de populație. Să ne gândim, pentru că au fost voci de comentatori care au pronunțat cuvintele domnul Orban vrea să fie premier pe viață. Mi-aduc aminte că domnul Orban vorbea despre domnul președinte Tăriceanu, la care
nu se poate ridica nici măcar pe departe ca și experiență și profesie și educație, cultură și așa mai departe. Spunea despre Tăriceanu că ar vrea să fie ales și senator pe viață. Se pare că hotărârile și faptele ne demonstrează altceva. De fapt, domnul Orban a schimbat doar numele când a făcut afirmația. Nu a spus, eu mi-aș dori să fiu permanent prim-ministru cu sau fără votul cuiva. Nu contează, m-a instaurat președintele nostru și atunci trebuie să rămân pe această funcție, indiferent că mă vrea sau nu mă vrea poporul. Dar eu cred că trebuie să ținem cont de asta. Mi-aduc aminte din ce în ce mai des zilele acestea și în perioada aceasta am un, aș putea numi un prieten cu o experiență foarte puternică, poetică, o persoană destul de cu o vârstă venerabilă și de respect, în care a acumulat experiență, spunea despre expresia tatălui său, tată, nu da bâta în mâna proștilor, că dau, tată. Cred că este un moment în care clasa poetică trebuie să înțeleagă că este bine să luăm bâta de mâna unor oameni, pentru că dau un popor și poporul suferă. Este o atitudine pe care nu au avut-o atunci când au fost votați să guverneze România. Va contracara Parlamentul această măsură de prelungirea stării de urgență fără ca ea să fie trecută și votată de Parlament? Am convingerea că juriștii din Parlamentul României, precum și aparatul de specialitate, va analiza temeinic această, știu eu, formă, ca să nu repet, găselniță pe care o a căutat-o guvernul să ocolească instituția aleasă democratică a României și vor găsi calea să tempereze acest avânt autocratic pe care îl are Orban în acest moment, împreună cu guvernul său, ca să spun așa. Cred că toate deciziile din ultima perioadă arată incoerența lor. Vorbim până la urmă de componenta, s-au spus că se deschid grădinițele. Acolo este o discuție întreagă, dacă ne ducem în educație. Cele de stat nu puteau fi deschise, trebuiau deschise cele private. Când am constatat că își doresc să deschidem grădinițele și toți ne-am propus să ajungem la această componentă. Era o etapă până la deschiderea grădinițelor de stat, deși este inadmisibil să începe așa o discrepanță și o dezordine. Au constatat că nu sunt norme pentru deschiderea grădinițelor. Acum n-a trecut o zi, două cu această anomalie și stupizenie ca să constatăm că, de fapt, există o propunere de a face ora pe jumătate. Da, acolo și este jumătate de oră trebuie să țină o oră de curs la școală și 20 de minute pauza ca să aibă elevii timp să se spele pe mâini, da, pentru că se va face o coadă foarte lungă. Am văzut că se investește mult în toalete și cred că trebuie să facem multe lavoare, multe elemente care să ne ajute să ne spălăm pe mâini. Acum, în jumătate de oră, ce ai timp să predai? Să faci din punct de vedere al patrui, să poți să închizi prezența. Da, și ca să poți să ții la revedere. Și să faci prezența și cu cei care se ții în online, pentru că am înțeles sigur că jumătate rămân acasă. Dar cine va sta cu ei acasă cu jumătatea cealaltă? Adică, nu e clar? Și care este procesul discriminatoriu care intervine aici? Ce jumătate o ții la școală, ce jumătate ții acasă? Asta poți să vezi, dar problema este ce faci cu cei care nu reușesc să se conecteze. Cum reușești? Va ține un părinte legat de cablu cu copiii ca să țină? Cine va sta acasă? Asta nu arată de fapt că ne-am dus, cum spuneam la început de emisiune, după fenta statelor care sunt dezvoltate și se ocupă de relansarea socială și economică a României, țării din care fac parte, și noi ne ținem doar de prostii, noi încercăm de fapt să ținem oamenii pregătiți pentru sparanghel. Noi ne ținem, de fapt, în încercarea de a îi trimite la sparanghel atunci când vor fi necesar, pentru că foarte un milion de oameni s-au întors din străinătate. Au rămas acolo un număr de români care și-au găsit locuință stabilă, servicii stabile, poate au cetățenie, ceilalți o parte au fost obligați să se întoarcă. Noi nu găsim soluții ca acești români să-i păstrăm în economia românească, să relansăm investițiile publice, lucru extrem de
important. România are nevoie de investiții publice, avem nevoie de infrastructură. Mă bucur foarte mult că a venit premierul la Galați și s-a lăudat cu podul peste Dunăre pe care l-am aprobat noi și pe care l-am propus noi ca investiție. Noi l-am realizat ca și plan, noi l-am pus în operă și el vine să se bucure. Mai mă bucur încă o dată că a venit să vorbească de electrocentrale Galați cu directorul general de la Romgaz. Un coleg de-al nostru, Lucian Bălțădescu, 4 ani de zile s-a străduit să le deschidă ochii tuturor despre importanța obiectivului electrocentrale Galați, importanța modernizării unui obiectiv strategic până la urmă, arătând toate motivele necesare pentru ca acest obiectiv să producă energie electrică în interiorul platformei siderurgice, din motive până la urmă de siguranță națională și de securitatea cetățenilor care locuiesc în acest areal. Mă bucur că am ajuns să vină premierul să se laude cu ceea ce am propus noi, ALDE, ceea ce am făcut împreună cu partenerii noștri de coaliție, investițiile pe care le-am propus. Mă bucur că măcar atâta decență au avut încât să laude cu realizările noastre. Dar trebuia în mod decent să spună și cine a avut această inițiativă. Dar nu este o bucurie și faptul că premierul a venit, dar nu s-a întâlnit cu niciun reprezentant al autorităților locale? Pentru că, evident, poate că nu se fuma, nu se bea whisky în birou la oamenii respectiv, mă gândesc. Probabil că a ținut cont de faptul că autoritățile locale le-au expirat mandatele. Da, și au fost lăsați în aer. Da, așa au considerat că nu mai există autorități locale. Nu mai există președinte de Consiliu Județean, nu mai există vicepreședinți, nu mai există primari, nu mai există viceprimari, consilieri, nimic. Dar nu ne-am obișnuit deja că din când în când suntem în aer? Sunt doar ei pe pământul ăsta. Din păcate, așa cum spuneam... Este o situație tragic-comică în România? Sper să nu fie doar tragică. Cum spuneam mai devreme, trebuie să facem efortul să le luăm bâta de mâna oamenilor ăștia, pentru că dau. Și când dau, suferă poporul. Nu e vorba de noi sau de eu, de mine, de dumneavoastră, care poate reușim să ne eschivăm de la loviturile lor. Dar poporul nu reușește. Dau în toată masa populației României. Nu au niciun fel de decizii coerente. Vorbim de un sistem ieri și dacă au ajuns să discutăm despre deschiderea lăcașelor de cult și dar după păcănele. Tot ceea ce s-a reușit să se obțină a fost doar la presiunea noastră. Mi-aduc aminte că eram într-o emisiune la un post național ieri când erau venerabile guvernanți în activitate, toată lumea, noi toți cei de acolo am făcut presiuni și o să constatăm că peste jumătate de oră au zis, în fine, o să deschidem lăcașele de cult. Sigur, eu le-am și spus în emisiune, probabil că unii dintre guvernanții de astăzi se închină în egală măsură și la aparatele de joc și la elemente, pentru că ambele și eu sunt protejate cu geam și atunci se gândesc că se roagă și când intră într-o... Dar sigur că noi suntem un popor creștin, în cele mai grele momente ale acestui încercat popor, creștinătatea ne-a scos și ne-a dat speranța de mai bine. Nu ne putem gândi și nici să ne batem joc de acest popor. Sigur că poate ar trebui să fim atenți. Eu cred că fiecare cetățean este responsabil pentru propria sănătate și dacă noi conștientizăm pentru fiecare cetățean este necesară un anumit grad de protecție pentru propria sănătate și pentru propria siguranță, este mult mai mare beneficiu pentru populație. Ne putem relansa social cu toții. Asta se dorește în momentul ăsta. Separarea socialilor între proști și cei care sunt precauți. Și se pare că vrem să ne bazăm pe o categorie de care noi nu suntem mândri. Știu că nu este o emisiune cu profil religios, dar într-adevăr cred că este foarte bun faptul că am adus în discuție credința. S-ar putea să fie unul dintre lucrurile care să ne fi rămas și care să nu poată fi atins de niciun fel de trecere guvernamentală prin România. Aștept să continuăm această discuție, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vizionare plăcută în continuare. La revedere! Vă mulțumesc pentru invitație!